Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și am să vă spun legenda tâlharului pocăit în 10 zile. Adevărat, Gresie, astăzi vei fi cu mine în rai. Tâlharul pocăit, cunoscut și sub numele de tâlharul cel bun, e unul dintre cei doi tâlhari nenumiți din relatarea lui Luca răstignirii lui Iisus din Noul Testament. Evanghelia după Luca îl descrie rugându-l pe Iisus să-l pomenească atunci când va ajunge la împărăția sa. Celălalt, cunoscut ca tâlhar nepocăit, îl provoacă pe Iisus să se salveze de pe cruce pentru a dovedi că el este Mesia. El este venerat oficial în Biserica Catolică. Martirologiul roman plasează pomenirea lui pe 25 martie de sărbătoarea Bunei Vestiri. Datorită tradiției creștine străvecă, Hristos și tâlharul pocăit au fost răstigniți și au murit exact în ziua aniversării întrupării lui Hristos. Acestui tâlhar îi se dă numele de Dismas în Evanghelia lui Nicodim și el este cunoscut în mod tradițional în catolicism sub numele de Sfântul Dismas, uneori cu Y, în spaniolă și portugheză Dimas. În alte tradiții creștine are alte nume. În tradiția ortodoxă coptă și în povestea lui Iosif din Arimatea, el este numit Demas. În Codex Colbertinus, el e numit Zoatam sau Zoatan. În tradiția ortodoxă rusă, el este numit Rah. Doi oameni au fost răstigniți în același timp cu Iisus, unul la dreapta lui și altul la stânga lui. Matei 27:38, Marcu 15:27-28:32, Luca 23:33, Ioan 19:18. Ceea ce Evanghelia după Marcu interpretează ca o împlinire a profeției din cartea lui Isaia 53:12. Potrivit Evanghelilor după Matei și respectiv Marcu, ambii tâlhari l-au batjocorit pe Iisus, Matei 27:44, Marcu 15:32. Cu toate acestea, Evanghelia după Luca menționează că iar unul dintre făcătorii de rele răstigniți îl hulea zicând: nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și pe noi. Și celălalt, răspunzând, îl certa zicând: nu te temi tu de Dumnezeu că ești în aceeași osândă cu El și noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău. Și zicea lui Iisus: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a zis: adevărat, Gresie, astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23:39-43. Expresia tradusă adevărat Gresie, astăzi vei fi cu mine în rai, în Luca 23:43, contestată într-un număr mic de versiuni și comentarii. Manuscrisele grecești sunt fără punctuație, deci atribuirea adverbului astăzi, verbului a fi, în fraza adevărat Gresie, astăzi vei fi cu mine în rai, versiunea majoritară, sau verbului a spune în fraza adevărat Gresie, astăzi vei fi cu mine în rai, versiunea minoritară, depinde de analiza convențiilor cu privire la topic în greaca comună. Majoritatea traducerilor antice ale Bibliei folosesc de asemenea versiunea majoritară și doar evangheliile curetoniene în limba aramaică preiau versiunea minoritară. Drept urmare, unele rugăciuni îl recunosc pe tâlharul cel bun ca fiind singura persoană confirmată ca sfânt, adică o persoană cunoscută că a ajuns în rai după moarte, de Biblie și de Iisus însuși. Toma d'Aquino a scris: cuvintele Domnului astăzi în rai trebuie să fie înțelese, prin urmare, nu ca o referire la un paradis pământesc sau material, ci la acel paradis spiritual în care ar putea fi toți, se spune, cei care se bucură de gloria divină. Din acel moment, tâlharul s-a urcat cu Hristos la cer ca să fie cu Hristos, așa cum i-a spus: vei fi cu mine în rai, dar ca răsplată, el a fost în rai pentru că acolo a simțit și s-a bucurat de divinitatea lui Hristos împreună cu ceilalți sfinți. Nenumit! Doar Evanghelia după Luca îl descrie pe unul dintre tâlhari ca pocăindu-se, dar nu-i menționează numele. Augustin de Hipona nu-l numește pe tâlhar, dar se întreabă dacă nu ar fi posibil ca acesta să fi fost botezat la un moment dat. Potrivit lui Ioan Gură de Aur, tâlharul a trăit în deșert și a jefuit sau a ucis pe oricine a fost suficient de ghinionit să-i treacă prin cale. Potrivit papei Grigore cel Mare, el era vinovat de sânge, chiar și de sângele fratelui său, fratricid. Numit Dismas, tâlharului pocăit nenumit din Evanghelia după Luca, i s-a atribuit mai târziu numele Dismas în Evanghelia lui Nicodim, care ar fi fost scrisă parțial în secolul al IV-lea. Numele Dismas a fost adaptat dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă apus sau moarte. Numele celuilalt tâlhar este menționat ca Gestas în Viața tâlharului cel bun, Histoire du Bon Larron, versiunea franceză 1868, versiunea engleză 1882, din Evanghelia arabă a copilăriei Mântuitorului. Augustin de Hipona afirmă că tâlharul i-ar fi spus copilului Iisus: o, cel mai binecuvântat dintre copii,
Dacă ar trebui vreodată să vină o vreme când voi râvni la mila ta, adu-ți aminte de mine și nu uita ziua de azi. Anne Catherine Emmerich a văzut într-o viziune Sfânta Familie epuizată și neputincioasă. Potrivit lui Augustin de Hipona și lui Petru Damiani, Sfânta Familie l-a întâlnit pe Dismas în aceste circumstanțe. Papa Teofil al Alexandrei, 385-412, a scris o omilie cu privire la răstignire și la Tâlharul cel Bun, care este o scriere clasică a literaturii copte. În tradiția ortodoxă coptă, el este numit Demas. Acesta e numele care i-a fost dat în povestea lui Iosif din Arimatea. Iosif din Arimatea este un personaj din Noul Testament. Conform textelor Evangheliilor, Iosif a fost un membru al Sanhedrinului, convertit în taină la credința lui Hristos. E citat prima dată după răstignire când îi cere lui Pilat din Pont permisiunea de a coborî de pe cruce trupul lui Isus. Considerat un sfânt creștin, ziua lui se sărbătorește la 31 august în Biserica Occidentală și la 31 iulie în Biserica Orientală. Conform unei legende, Iosif ar fi strâns sângele lui Isus Hristos într-un potir denumit și Sfântul Graal. Figura lui Iosif din Arimatea a fost introdusă de Robert de Boron, romanul său cavaleresc în versuri, Estuar du Graal sau Iosef d'Arimati, istoria Graalului sau Iosif din Arimatea. Scris între 1190 și 1199, din care s-a păstrat un singur manuscris, conform legendei, după cina cea de taină, Iosif din Arimatea a păstrat potirul din care Iisus băuse vin și a strâns în el puțin și din sângele lui, înainte de punerea sa în mormânt. Apoi Iosif a părăsit Palestina și a plecat în Bretania, unde a păstrat cu grijă acest potir denumit Sfântul Graal. Sfințenia. Biserica Catolică îl pomenește pe Tâlharul cel Bun în ziua de 25 martie. În Martirologiul Roman se află următorul text: comemorarea Tâlharului cel Sfânt din Ierusalim, care l-a mărturisit pe Hristos și a fost canonizat chiar de Iisus pe cruce în acel moment și a meritat să audă de la el: astăzi vei fi cu mine în rai. O serie de orașe, inclusiv San Dimas, California, sunt numite după el. Există mai multe biserici parohiale numite după el, cum ar fi Biserica Tâlharului cel Bun din Kingston, Ontario, Canada, construită de condamnații de la penitenciarul Kingston din apropiere. Biserica Sfântul Dismas din Waukegan, Illinois, Biserica Vetero-Catolică Sfântul Dismas din Cosley și Biserica Sfântul Dismas Tâlharul cel Bun, o biserică catolică de la Unitatea de Corecție Clinton din Denmora, New York. El este pomenit într-o rugăciune tradițională ortodoxă înaintea împărtășaniei: cinei tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare. Îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Evanghelia lui Luca e singura dintre evanghelile sinoptice care redă un fragment din dialogul care s-a purtat între cei trei răstigniți pe cruce, cei doi tâlhari și Domnul Hristos, Luca 23:39-43. Conform relatărilor lui Matei și Marcu, inițial ambii tâlhari au aruncat lui Iisus cuvinte de batjocură. Matei 27:44, Marcu 15:32. Însă în timpul orelor de agonie pe cruce, unul dintre tâlhari și-a schimbat atitudinea față de Iisus, cerându-i acestuia cu deplină credință: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Luca 23:42. Răspunsul Mântuitorului a venit prompt ca o promisiune prețioasă pentru un om care își trăia ultimele clipe de viață. Așa cum este redat în traducerea lui Dumitru Cornilescu, răspunsul Domnului e folosit de cei mai mulți creștini pentru a argumenta credința lor în nemurirea necondiționată a sufletului, a existenței unui suflet conștient după moarte. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23:43. Conform credinței populare, Mântuitorul l-a asigurat pe tâlharul pocăit că va fi chiar în acea zi în paradis împreună cu el. O simplă căutare pe Google ne trimite la o mulțime de controverse teologice pe marginea acestui subiect, unele decente, altele care ies din cadrul respectului și spiritului creștin. Pastori, teologi și profesori de limbi biblice dezbat sensul afirmației pe care Iisus a făcut-o tâlharului pocăit înainte de moartea acestuia. Oare poate păcătosul să se pocăiască de toate păcatele vieții lui în doar 10 zile? După mare milostivirea și îndurările lui Dumnezeu, poate. În timpul domniei împăratului Mauriciu,
Hălăduia un tâlhar vestit în împrejurimile Constantinopolului. El era spaima tuturor celor ce locuiau și în marea cetate și în împrejurimile ei. Într-o zi însuși împăratul i-a trimis acestui vestit tâlhar o cruce prețioasă în dar, arătându-i prin aceasta că nimic rău nu-i se va întâmpla dacă se va preda. Tâlharul a luat crucea și s-a predat. Sosind la Constantinopol, el a căzut cu fața la pământ înaintea împăratului și i-a implorat iertarea. Împăratul și-a ținut cuvântul și l-a iertat, dându-i drumul în pace. Îndată după aceasta, tâlharul s-a îmbolnăvit greu și și-a simțit sfârșitul aproape. El s-a pocăit cu amar de toate păcatele lui și s-a rugat cu lacrimi lui Hristos ca să-l ierte, așa cum îl iertase și împăratul. El a vărsat atât de multe lacrimi la rugăciunile lui, încât a udat cu totul un ștergar mare. După 10 zile de plâns și rugăciune, tâlharul cel pocăit s-a săvârșit din viață. În noaptea în care a murit, doctorul lui a avut o vedenie minunată. Pe când sufletul tâlharului tocmai ieșise din trup, el a văzut în jurul lui mulțime de diavol ca niște bărbați negri care țineau în mâini bucăți de hârtie pe care erau trecute păcatele lui, dar au venit acolo și doi îngeri luminoși. Aceștia au adus o balanță pe care au pus-o la mijloc între ei și demoni. Aceștia din urmă s-au aruncat bucuroși și au îngrămădit pe unul din talere toate grelele păcate ale tâlharului, iar celălalt taler a rămas gol. Atunci îngerii s-au sfătuit între ei: ce vom așeza aici? Să căutăm, poate vom găsi ceva bun. Atunci în mâinile uneia dintre îngeri s-a arătat ștergarul cu totul de lacrimile de pocăință ale tâlharului. Îngerul l-a pus cu grăbire pe celălalt taler și așa s-a văzut că ștergarul a fost mult mai greu decât hârtiile dracilor. Atunci diavolii s-au risipit urlând deznădăjduiți, iar îngerii au luat sufletul tâlharului pocăit și l-au dus la rai, slăvind preiubitorul de oameni Dumnezeu, Sfântul Nicolae Velimirovici, Prologele de la Ohrida, cugetare 18 octombrie. Un drept a căzut și a închis raiul, un păcătos s-a ridicat și l-a deschis. Sfântul Efrem Sirul arată că dacă raiul a fost închis de Adam, un drept care a devenit păcătos, acum un păcătos devenit drept, intra pentru prima dată în rai. Așadar, un tâlhar a deschis raiul, iar nu un drept. Acesta fusese închis de Adam, mai întâi drept, apoi păcătos, și tot un păcătos căit, dar biruitor, l-a deschis din nou. Dacă iudeii în fața pretoriului au ales să elibereze un tâlhar pe Baraba, după cum era obiceiul de Paști, osândind pe Mântuitorul, dacă iudeii în fața pretorului au ales să elibereze un tâlhar pe Baraba, după cum era obiceiul de Paști, osândind pe Mântuitorul, acum Domnul alegea un tâlhar și lepăda el pe cei ce l-au răstignit. Iudeii, alegând un tâlhar și lepădându-se de Domnul, acesta a ales un tâlhar și i-a lepădat pe ei. Sfântul Efrem Sirul arată chiar că, prin pocăința sa, tâlharul cel drept primește haina cea nouă a botezului. Prin taina apei și a sângelui țâșnite din coasta Domnului, tâlharul a primit stropirea care i-a dus iertarea păcatelor. Cea mai întâi floare răsărită din crucea lui Hristos a fost sufletul tâlharului. Părintele Cleopa amintea în scrierile sale despre rugăciune cuvintele Sfântului Efrem, arătând că face artă mare în cuvânt. Văzut ai rugăciune tâlhărească, văzut ai tâlhar înțelept, a știut să fure mult în viața lui, dar, având credință în inimă, a știut să fure cu limba raiul. Adică tâlharul, ai furat, ai spart, ai făcut ucideri, răutăți, dar acum, cu credința ta din inimă, ai știut să furi cu limba raiul. Și zice la urmă acest cuvânt așa: o tâlharule și al raiului tâlharule, ai furat toate, dar ai furat și raiul cu limba. Tâlharule și al raiului tâlharule, o floare timpurie a lui Hristos, căruia îi se cuvine slavă. Adică cea din tâi floare răsărită din crucea lui Hristos a fost sufletul tâlharului. În arta medievală, Sfântul Dismas e reprezentat adesea ca însoțindu-l pe Iisus la coborârea în iad, așa cum este relatat în 1 Petru 3, 19 cu 20, și în Crezul Apostolic, deși niciun text nu-l menționează pe tâlhar. Crezul Apostolic, în latină Apostolicum, reprezintă o profesiune de credință creștină folosită în bisericile catolică și protestante. E socotit drept credința apostolilor. Apostolicum este formă originală a crezului, simbolului roman vechi, așa numitul Romanum. Simbolul apostolic stă la baza simbolului niceno-constantinopolitan. În tradiția medievală latină se credea că fiecare apostol a scris câte un articol al crezului. În Biserica Ortodoxă, una dintre cântările din Vinerea Mare, care amintește despre
răstignirea Domnului și despre moartea lui pe Golgota se numește a tâlharului cel bun sau a tâlharului înțelept și vorbește despre cum Hristos i-a dăruit lui Dismas raiul. Mai multe compoziții ale acestui imn sunt folosite în Biserica Ortodoxă Rusă și formează unul dintre punctele culminante ale slujbei utreniei din Vinerea Mare. În piesa Așteptându-l pe Godot a lui Samuel Beckett, personajele principale, Vladimir și Estragon, discută pe scurt despre neconcordanțele dintre relatările celor patru evangheliști cu privire la cei doi tâlhari. Vladimir concluzionează că de vreme ce numai Luca spune că unul dintre cei doi a fost mântuit, atunci cel de-al doilea trebuie să fi fost blestemat. De ce să-l crezi pe el și nu pe ceilalți? Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.